Bună seara, domnilor și domnilor! Bună seara, stimați telespectatori! Suntem din nou pentru dumneavoastră aici la Alba Caruna TV și vrem și în această seară să aducem un subiect deosebit, un invitat deosebit, pentru ca și dumneavoastră să puteți să treceți la următorul nivel și bineînțeles că vrem cu toții de împreună să creștem în ceea ce putem și în eforturile pe care le putem face. Vreau să introduc invitatul din această seară. Este un domn deosebit. Se numește Daniel Brânduș. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit. Mă bucur mult de tot că am reușit să facem invitația și dumneavoastră să și răspundeți pozitiv invitației noastre. Vreau să vă introduceți dumneavoastră, să spuneți dumneavoastră despre ceea ce faceți și ceea ce știți și, bineînțeles, și despre rezultatele pe care le aveți. Este foarte important pentru că noi aici la Next Level vrem ca oamenii, într-adevăr, să crească în ceea ce știu și în ceea ce fac și de aceea spunem că prima treaptă în educație este educația în nutriție, pentru că dacă nu mănânci sănătos, nu ești sănătos sau nu devii sănătos și dacă nu ești sănătos și nu ai sănătate, nu mai poți face nimic în tot ceea ce vrem și tot ceea ce plănuim. Cine este Daniel Brândușă? Pentru că este pentru prima dată și sperăm să fie doar pentru prima dată, adică să mai fie, să nu fie doar pentru prima dată. Vreau să vă spun că mă puneți într-o situație dificilă. Păi. Și anume, mă puneți într-o situație în care eu să mă descriu, știți, e o mare problemă cu autodescrierea. Da. Aș încerca să sărim punctul ăsta, pentru că, din perspectiva mea, nu cred că eu sunt persoana importantă. Mă prezint, pentru că e frumos lucrul ăsta, fața telespectatorilor, în fața dumneavoastră. Numele meu e Daniel Eugen Brândușe, sunt un român ca și dumneavoastră. Diferența e că eu am plecat din România acum mulți ani și datorită situațiilor cu care m-am confruntat, am ajuns să studiez și chestiunea asta atât de, spuneți dumneavoastră, importantă, chestiunea nutriției. Dar după părerea mea, nutriția face parte dintr-un complet, dintr-o chestiune mai amplă. Atunci pot să spun doar atât că, la fel cum spunea Socrate cu câteva mii de ani înainte, ce pot să vă spun e că nu știu nimic, dar știu că pot să știu mai mult. Așa că dacă mă prezint cu, eu știu ce am studiat, pot să vă spun că am învățat că nu știu nimic. Asta pot să vă spun. Și cine spune că știe foarte multe despre corpul uman, dați-mi voie să am reținerile mele. Așa că, Daniel Brândușe, pot să spun nutriționist, printre altele, și sperăm ca împreună să dezvoltăm perspectiva asta a educației, nu numai nutriționale, dar și nutriționale. Da, eu știu că sunteți așa mai smerit, să spunem, și titlurile nu contează, este adevărat. Când le ai, nu mai contează, alții poate că vor să le aibă. Ați studiat nutriția pentru că v-a împins oarecum lucrurile de la spate și ați făcut o grămadă de studii, azi mâine poate că terminat și doctoratul în acest domeniu. Deci avem încredere că ceea ce ne spuneți într-adevăr țin din ceea ce ați studiat și ceea ce ați practicat. Era o vorbă. Mă scuzați că vă întrerup. Eu aș spune așa. Cea mai bună probă e ca cei care ne ascultă, cei care își doresc să facă schimbări în viață, Corect. să facă un lucru, să probeze pe ei înșiși. Adică, ceea ce le vom propune în timpul pe care îl avem la dispoziție, să facă un experiment. Un experiment cu ei înșiși. Și atunci vor vedea dacă ceea ce spun e adevărat sau nu.
Adică, nu întotdeauna titlurile care vin în urma studiilor aduc cu sine și rezultate eficiente practice. Dar propunerea mea e concretă, e ceva practic. Haideți să facem o încercare. Uite, eu o să vă dau câțiva pași pe parcursul emisiunii noastre și dumneavoastră, cei care ne urmăresc, cei care își doresc, să facă practic lucrul ăsta. Pentru că până la urmă, de la teorie la practică, știți cum e teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Așa că haideți să facem exercițiul ăsta. Și atunci să spună, domne, funcționează, are valoare studiile sau are valoare ce spune persoana asta sau alta sau nu are valoare. Da, perfect. E foarte bun remarca. Vreau să spun doar că știm că cineva a spus, știm și cine, bineînțeles, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu alte lucruri. Și dumneavoastră sunteți specialist și în alte lucruri de nutriție, nu doar în cel de mâncare fizică. Și asta este un lucru foarte interesant și cred că asta este un lucru care face plus valoare emisiunii noastre. De aceea vă las să ne spuneți câte feluri de nutriție sunt și cum le putem clasifica și apoi ce ați pregătit pentru noi astăzi ca prim tratament, ca prim protocol pentru noi. Aș vrea în primul rând să stabilim niște baze. Și anume, în primul rând, eu sunt credincios. Adică cred în Dumnezeu și cred că Biblia sau Sfânta Carte e cartea de căpătâi. Cred că Dumnezeu l-a făcut pe om și el știe cel mai bine cum funcționează mașinăria asta. În momentul în care a ajuns să deschizi cartea asta a mașinăriei umane, îți dai seama că o minte maestră a pus lucrurile atât de bine la cale, atât de fine mecanisme există înăuntru, încât, după opinia mea, evident, eu cred că cine știe cel mai bine cum funcționează e Dumnezeu. Aș vrea să citesc pe cineva, un om important care a trăit, uite, mai un an și face 100 de ani, că de când a luat premiul Nobel pentru fizică, se numește Robert Andrews Millikan. Și spune așa, oamenii care știu puțin despre știință și oamenii care știu foarte puțin despre religie se luptă între ei și spectatorii își imaginează că există un conflict între știință și religie, în timp ce conflictul este doar între două specii diferite de ignoranță. Așa că, după umila mea părere, da. Eu sunt credincios, cred în Dumnezeu, cred în Sfânta Carte și eu cred că Dumnezeul științei e același ca și Dumnezeul religiei. Doar că interpretările pe care unii dintre noi le dăm, avem o problemă cu treaba asta. Și acum, plecăm de la prima bază și anume că Sfânta Carte e, după cum și dumneavoastră știți, atunci când cumperi o mașină, cumperi un aparat electrocasnic, vine cu o carte de instrucțiuni. După opinia mea, Biblia e carte de instrucțiuni ca să ne spună cum funcționăm. Și nu există niciun conflict între Dumnezeul științei și cel al Bibliei. Evident, bine interpretat, pentru că avem tot felul de chestiuni duse la extrem. Și acum, acestea fiind bazele, plecăm de la premiza că suntem ființa umană, e un tot. Eu văd ființa umană holistic, adică nu separăm urechea de corp, ochiul de corp sau partea endocrinologică, o separăm, inteligența o separăm, sentimentele le separăm, după aceea partea fizică de partea emoțională o separăm. Nu, toate sunt în același loc. Interesant că avem măsurători pentru partea fizică, adică înălțime, greutate, avem măsurători pentru toate detaliile astea în ceea ce privește partea fizică, dar aș fi curios, aș avea o întrebare, câte măsurători avem pentru partea emoțională? Cum se măsoară partea emoțională a unei persoane?
Mai avem o măsurătoare pentru partea intelectuală și acum zicem noi că avem un coeficient de inteligență. Unii spuneau că Einstein avea un coeficient de inteligență deosebit, alții spun că există o persoană care are un coeficient de inteligență 210. Și e relativă oarecum treaba. Dar vine întrebarea mea. Partea emoțională se măsoară cumva? Cu ce se măsoară? Și de multe ori tratăm ființa umană doar din punct de vedere fizic. Și acum ce zicem? A, te doare degetul, sau te doare genunchiul, sau te doare piciorul, sau te doare capul. A, nu-i nicio problemă. Mănâncă cu tare lucru, sau bea cu tare lucru, sau iau cu tare pastilă și s-a rezolvat totul. Premisa mea nu e asta. Premisa mea e că tot suntem un tot, suntem un întreg, o ființă întreagă. Și atunci, după părerea mea, contează ce vorbești în partea fizică. Contează ce gândești la partea fizică. Când contează ce simți și are de-a face cu partea fizică. Sau te lovești la partea fizică și, interesant, nu ești afectat din punct de vedere emoțional sau mental. Eu zic că toate au de-a face între ele. Azi ne-am obișnuit prost în ceea ce privește organele noastre. Dacă ai problemă la ficat, te duci la medicul specialist. Dacă ai probleme, eu știu, în altă parte, te duci la alt medic. Și i-am separat pe toți. Și curios lucru, asta e ca o anecdotă. Mergi la endocrinolog, îți dă 3 pastile. Te duci la orelist, îți mai dă 3. După aceea ajungi la diabetolog, îți mai dă 4. Până la urmă, ai un pumn de pastile. Și nu știi ce efecte negative, care sunt efectele negative pe care le poate face atât dintr-o parte cât și din cealaltă. Și zicem noi că intestinul nu are de-a face cu creierul. Mai că v-aș cita ceva interesant cu privire la axa intestin-creier. E o cale complexă de comunicare bidirecțională, adică funcționează și de aici, aici, și de aici, aici. E ca o autostradă cu dublu sens, care asigură menținerea adecvată a homeostazei, homeostaza fiind echilibru corpului, dar aici zice homeostazei gastrointestinale și are de asemenea efecte multiple ale stării emoționale. Curios, am luat citatul ăsta dintr-un studiu făcut și publicat în revista Nature. Adică nu e chiar așa simplă situația. Intestin-creier sau creier-intestin are de-a face cu starea emoțională, cu motivația și cu funcțiile cognitive. Adică noi zicem așa, nu te impacienta, nu e nicio problemă. El e un geniu, dar n-are de-a face cu ce mănâncă. Sau săracul nu prea îl duce mintea. Dar n-are de-a face cu ce mănâncă, cu ce gândește, n-are de-a face cu ce simte. Problemele care sunt în familie nu-l afectează cu nimic la nivel fizic. Eu aș zice, greșit. Hai să schimbăm prima dată perspectiva. Acum, în ultimii ani a fost evidențiat rolul ăsta bidirecțional al microbiotei. De fapt, asta e un alt aspect, ce e microbiota. E un grup de milioane de microorganisme care trăiesc în simbioză sau în disbioză, adică trăiesc în armonie sau se ceartă între ele în corpul nostru. Știați că n-am putea trăi dacă nu am avea microorganismele astea? Și că toate sfinterele, adică partea bucală, ieșirile pe care le avem, toate sunt, avem o grămadă de apărători care sunt microorganisme. Și evident, pe aici intră, pe aici ies și avem probleme cu chestia asta. Bacteriile astea care se află în principal în tractul digestiv și pielea noastră e plină de microorganisme. Și acum, pielea noastră e afectată de ceea ce îi dăm de mâncare. Atât în punct de vedere mental, pentru că noi ne hrănim pe 3 axe sau pe 3 direcții. Ne hrănim la nivel intelectual, spiritual, ne hrănim la nivel emoțional și ne hrănim la nivel fizic. Și acum avem aici o problemă și zicem noi că e subnutrit. Dar care parte e subnutrită? Poate să fie cumva toate cele 3 părți subnutrite? Și atunci
în funcție de hrana pe care o dăm atât creierului nostru, cât și emoțiilor noastre, cât și părții fizice, intestinilor noastre, creează un fel de, eu știu, populație, să o numim așa, care, din punct de vedere științific, o numim microbiotă. Formată din bacterii, avem acolo și virus, avem și fungi, avem tot felul de, zic eu, tot felul de gogomârle, un cuvânt inventat. Și e distribuit în funcție, în diferite organe, în funcție de proprietățile lor chimice. Există mulți factori care influențează compoziția asta. Dietă, obiceiuri individuale, medicamente. Și contribuie la mai multe funcții pe care le are, cum ar fi metabolismul, imunitatea. E un lucru foarte important care poate într-un anumit moment o să ajungem să vorbim și despre lucrul ăsta, imunitate. Acum, în ultimii ani, s-a scos în evidență rolul bidirecțional al microbiotei, adică acestor microorganisme pe care le avem și suntem populați cu microorganismele astea. Între rolul microbiotei în traiectul ăsta digestiv și sistemul nervos central. Și se numește axa asta intestin-cerebel sau creier. În ceea ce privește această axă, se consideră că avem o comunicare pe trei căi. Nervul vag, calea sistemică prin eliberarea de hormoni, metaboliți și neurotransmițători și sistemul imunitar prin acțiunea citochinelor. Acum, vă las și pe dumneavoastră dacă vreți să mă mai întrebați anumite lucruri, poate că am vorbit prea mult în prima fază. Din punctul meu de vedere este interesant și am înțeles până acum că purtăm în noi și pe noi populații de musafiri, să spunem așa, unii bine primiți sau bine serviți pentru că ne face treaba bună sau luptă soldați pentru noi și ceilalți care sunt veniți așa să ne strice viața cumva și ceea buni ne ajută, ceea răi ne strică. Poate că și lupta aceasta are și ea un rol. Mă gândesc că poate ne spuneți și am înțeles că trei lucruri sunt deja trei căi pe care noi ne hrănim. Deci omul nu se hrănește numai cu mâncare fizică, ci și cu spiritual, inteligență, cum ați spus mai devreme, și emoțional. Acum, luați una dintre ele sau care credeți că este mai ușor digerabilă pentru noi, pentru telespectatori, ca să facă acele lucruri practice, acea temă pentru data viitoare, cum spune, ca la școală. Aș vrea să menționez aici un aspect. Și anume, chestiunea asta, omul nu trăiește numai cu pâine, spunea Iisus Hristos, omul nu trăiește numai cu pâine, ci și cu orice cuvânt care se dă în gura lui Dumnezeu. Adică în niște termeni pe care poate să-i înțeleagă și un copil. Hristos vorbește despre nevoia pe care o are omul. Nu știu dacă ați observat că în mod normal dimineața noi ne gândim ce să mâncăm și să ieșim repede pe ușă, să plecăm la muncă sau eu știu, la activitățile de fiecare zi. Dar ne-am gândit vreodată că e nevoie să ne alimentăm nu doar din punct de vedere fizic, ci să alimentăm intelectul nostru. Dimineața vorbesc foarte serios. Să alimentăm emoțiile noastre. Oare intelectul nostru nu funcționează foarte bine după o perioadă de recreere de 8 ore, să zicem că așa ar trebui să fie? Nu vreau să-i deschid paranteza pentru că am avea mult de vorbit pe chestiunea asta a somnului. Da. După o perioadă de 8 ore, când se presupune că organismul nostru e odihnit, creierul nostru e odihnit, evident dacă nu mănânci mult seara, că dacă mănânci mult seara, dimineața n-ai dormit bine și nu e odihnit. Dimineața e momentul în care ar trebui hrănite foarte bine toate cele trei. Și interesant că lipsa hrănii din punct de vedere intelectual, spiritual și emoțional e posibil să aducă cu sine o deteriorare la nivel fizic. Acum, dumneavoastră a spus un anumit lucru și anume despre microorganismele care ne fac bine și care ne fac rău. Să știți că avem în istorie o controversă. Și controversa asta este între doi
oameni de știință, după părerea mea, foarte importanți. Unul sigur, pe care nu știu cine n-a auzit despre el, despre Pasteur, dar e posibil ca Louis Pasteur, la el mă refer, e posibil ca despre celălalt om de știință, despre Jacques-Antoine Béchamp, să nu prea fi auzit multă lume. Pentru că cei doi au două perspective, aș zice, diametral opuse. Și anume, în primul rând, Pasteur, pentru că pe el cunoaște, eu știu să zic așa, multă lume, a propus ca există o teorie a monomorfismului. Ce înseamnă monomorfismul ăsta? Și anume că microorganismele astea, cele dinăuntru nu ne fac rău, doar cele din afară și le separăm, adică le facem unice. Fiecare organism, în funcție de specie, în funcție de familie, dezvoltă un anumit lucru și poate să dezvolte o anumită patologie. În schimb, Béchamp, în fața teoriei astea, a susținut că microorganismele se pot dezvolta prin diferite forme în cadrul circuitului ăsta de viață, adică a ființei noastre. În timpul ciclului lor de viață, toate microorganismele participă la viața noastră. Și interesant lucru că el spune că microorganismele astea pot să devină patogene în funcție de mediul pe care noi îl producem. Cu alte cuvinte, ele în sine nu sunt dăunătoare. Hai să folosesc cuvinte ca să ne înțeleagă telespectatorii. Nu sunt dăunătoare, ci noi creăm un mediu în care microorganismele pot să... Microorganisme, când spun microorganisme, mă refer aici bacterii, virus, fungi, nu contează. Toate astea, dacă sunt în armonie, trăiesc în armonie, sunt benefice ființei umane. În schimb, dacă mediul se schimbă, și când spun mediu, mă refer la corpul nostru. Dacă mediul se schimbă, microorganismele care până acum nu au fost prietenoase, pot să devină patogene, adică să ne facă rău. Lucrul ăsta e foarte interesant pentru că la sfârșit, nu știu dacă dumneavoastră știți istoria lui Pasteur, Pasteur a fost prieten cu Napoleon al III-lea, avea influență la curtea regală a Franței timpul respectiv și evident era și faimos, a fost promovat și la sfârșit Béchamp i-a fost cândva profesor, dar s-au făcut două școli pe linia asta. Una pe linia lui Pasteur, alta pe linia lui Béchamp. La sfârșit, în momentul în care era pe punctul de a muri, Pasteur zice, Béchamp a avut dreptate. Până la urmă, e important mediul în care se dezvoltă microorganismele astea. Așa că, eu aș vrea să vă spun că, după opinia mea, microorganismele astea, de care atât de mult ne ferim și pe care încercăm de multe ori să le ucidem cu, eu știu, ele sunt microorganisme care se văd la microscopul electronic și noi încercăm să le ucidem cu tunul. De multe ori avem o problemă. Chestia asta, da, după părerea mea, aș vrea să scot în evidență faptul că eu consider, eu sunt... aș zice, un adept al școlii lui Béchamp. Și anume, mediul contează. Și acum revin la ce a spus mai înainte. Omul nu trăiește numai cu pâine. Modul de a gândi pozitiv, adică atunci când știi de unde vii, știi unde mergi, știi că moartea e decât un pas spre o altă o așteptare, spre o altă lume, atunci parcă ești mai liniștit. Adică eu cu gândirea mea pot să schimb mediul pe care l-am în mine. În momentul în care mă supăr, mă agit, mă stresez, mă enervez, în loc să fie un mediu corect pentru corpul meu, creez un mediu acid. Și mediul ăsta acid poate să aducă cu sine tot felul de patologii. Astăzi
medicii spun, uite, analizele pe care le-am văzut sunt din cauza stresului. Ce creează stresul în ființa mea? Ce se produce datorită stresului? Și dacă ați observat, tot ceea ce înseamnă ecran, mă refer la televizor, computer, telefon, tablet, mă duc cu sine inovații. E frumos lucrul ăsta și e de utilitate. Dar la distanță de un click aduc și o grămadă de informații. Nu știu dacă ați observat că majoritatea informațiilor sunt negative. Am făcut un studiu, evident, un studiu privat al meu, asupra impactului pe care l-au știrile negative asupra sănătății cuiva. Și mare mi-a fost curiozitatea să constat că impactul e foarte negativ. Și încă un lucru interesant. Știrile se dau exact la ora mesei. Adică combinația asta între masă și știri. De ce? Oare care e răspunsul? Cum afectează o informație negativă absorția alimentelor? Nu vorbim acum de compoziție. Nu vorbim de ce mănâncă cineva. Ci doar chestiunea asta a informației negative pe care o primești. Apoi, telefoanele nu te lasă să mănânci. Dacă ești la masă, sună telefonul, imediat răspunzi, cine o fi, care ai uitat de masă sau mănânci foarte repede. Care e impactul pe care îl are graba asupra digestiei și asupra masticației? Pentru că ăsta e un alt aspect. Vorbim de educație. Ar fi multe de spus până a ajunge la alimentație. Și apoi următorul pas e nutriție, pentru că există o diferență enormă între alimentație și nutriție. Așa că revin. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu emoții, trăiește cu suferință, pentru că știrile sau informațiile poate să-i producă suferință. De exemplu, primești un telefon de o familie, s-a întâmplat ceva, asta îți produce suferință. Ce impact are asupra digestiei? Și nu numai atât, trăiește cu perspectivă. Am avut o discuție cu colegi de-ai mei, ceea ce privește diferența dintre om și animal. În mod normal, perspectiva arhicunoscută e că animalele n-au rațiune. Și eu am zis, uite, eu vă contrazic. Pentru că animalele au rațiune. Adică gândesc și analizează lucrurile. Dar ceea ce ne diferențiază de animale e faptul că noi putem să planificăm pe parcurs de 5, 10, 15, 20, 30, 1000 de ani. Noi putem planifica ce vom face. Interesant că pe vremea comuniștilor ei planificau. Planificau și aveau cincinale. Nu știu dacă ați observat și dumneavoastră treaba asta. Da, da. Adică planificau totul. Acum, întrebarea e următoare. Dacă eu, diferența dintre mine și un animal e planificarea, înseamnă că asta afectează foarte mult sistemul digestiv. Dacă nu există o planificare a vieții, dacă nu există o planificare a orarului, o planificare a timpului, toate lucrurile astea așa la voia întâmplării, a Napola. Mi-aduc aminte că ziceam când eram copii, e un ghiveci. Lucrul ăsta, ce impact are asupra minții noastre, asupra emoțiilor noastre și asupra alimentației noastre? Lupta cu neprevăzutul. Și lupta cu neprevăzutul e o chestiune. Pentru că și aici, în ceea ce privește neprevăzutul, putem spune că avem o anumită toleranță. Dar dacă nu există speranță, adică eu mă așez la masă, hai să vorbim practic, mă așez la masă, da? Vă rog. Eu n-am nicio speranță cu privire la ceea ce se va întâmpla, eu știu, mâine. Adică eu trăiesc momentul. Ce se întâmplă la nivel al sucurilor gastrice?
Avem o grămadă de pacienți care vin cu probleme, zice, domnule, am bila leneșă. Domnule, dar de ce e bila leneșă? Pentru că n-ar trebui să fie. Oare ce impact are asupra sistemului digestiv, asupra sucurilor gastrice? Și nu mai vorbim, asta e un alt aspect, nu mai vorbim de sucurile biliare. Am vorbit despre bile și am amestecat cu sucurile gastrice. Să știți că sunt două lucruri care în mintea mea există o problemă, și anume supradoză de sucuri gastrice care produc la rândul lor gastrită, după aceea avem probleme la nivel până la cancer de stomac și bila asta leneșe. De ce? Pentru că nu există speranță. Nu există dorință, dar eu știu, ce o să fac peste, am o întrebare, ce o să fac peste 20 de ani? Și oamenii zic așa, păi stai că eu nu știu dacă o să trăiesc. Stai un pic, asta nu-i problema ta. Dacă vei trăi sau nu. Tu îți faci plan. Că diferența între mine și un animal e că eu pot să planific peste 20 de ani ce trebuie să fac. Asta îmi doresc, că se va întâmpla sau nu, asta rămâne de văzut. Asta e un alt aspect. Și atunci, numărul 1, eu îmi fac planul. Știți că mai avem și o vorbă românească care spune că planurile de acasă nu se potrivesc cu cele de un tren. Corect. Asta e un alt aspect. Și acum vine neprevăzutul. Da, neprevăzutul face parte din joc, adică ce-ar fi dacă n-ar exista neprevăzutul? Ar fi totul monoton. Și atunci, ne facem anumite planuri. Lucrul ăsta ne aduce liniște la nivel fizic. Eu mi-am planificat. Că nu mi-a reușit exact, nicio problemă. Am învățat din, eu știu, excursia asta sau drumul ăsta pe care l-am făcut. Acum, dacă nu am nicio perspectivă de viitor, cine n-are nicio perspectivă de viitor? Observați un lucru interesant. Și anume, dacă vorbești cu copii mici, hai să zicem, să definim până la 10 ani, să numim copii mai mici, ei nu vorbesc niciodată în trecut. Mă refer la timpul verbelor. Ei totdeauna vorbesc în prezent și în viitor. Vreau să fac o tare lucru, vreau să fac tare lucru, vreau să fac și altceva, mi-ar place să fac nu știu ce. Acum, pe măsură ce trec anii și ajungem până la bunici, la o anumită vârstă, încep să povestească și vorbesc în trecut. Eu, când eram pe vremea mea, eu făceam, adică totdeauna se uită în urmă, nu se uită în viitor. Ei, lucrul ăsta e foarte important pentru sănătatea noastră digestivă, vorbesc acum. Nu vorbesc doar din punct de vedere mental și emoțional. Vă dați seama că impactul ăsta afectează absorpția nutrienților? Nu e același lucru. Am citit niște studii interesante cu privire la modul în care afectează bucuria unei persoane viața lui. Și gândirea negativă afectează și poate să producă până acolo încât să zicem că avem boli la nivel stomacal, la nivel intestinal, la nivel cardiac. Nu mai vorbim de, deci de cancer la nivel de intestin, la intestin gros. Așa că este foarte important, așa cum am spus la început, cele trei părți. Atât din punct de vedere intelectual, spiritual, emoțional și fizic. Și acum aș vrea să trec la partea fizică, pentru că aici avem o problemă. Asta vorbeați despre educație. Nu știu cât timp vom avea la dispoziție ca să vorbim de educația asta la nivel de nutriție sau de alimentație. În primul rând, în România avem câțiva oameni care cunosc multe lucruri. M-aș referi din punct de vedere al alimentației. Aș zice că aș cita pe cineva. Spune așa că omul este singurul animal care mănâncă cultural. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată,
cât de cultural mâncăm. Da, normal. Gheorghe Mencinicopski e cel care spune lucrul ăsta. Am ajuns să mâncăm cultural și să știți că există o diferență de alimentație între diferitele părți ale României. Eu vin din Crișana. M-am născut în județul Arad, în Ineu. Acum, diferența dintre partea noastră de țară și, să zicem, Moldova, sau să zicem, partea de sud a României, din punct de vedere al alimentației, la prima vedere se pare că nu prea avem diferență, dar să știți că e mare. Acum, nu merge mai departe decât să trecem dincolo la vecinii noștri maghiari sau sârbi sau, eu știu, ucranieni sau bulgari și o să vedeți că se schimbă coordonatele problemei. Pentru că, din punct de vedere cultural, noi ne alimentăm. Asta nu înseamnă că mâncăm cu pește. Asta înseamnă că, în termeni vulgari, am umplut intestinul. Adică, nu contează ce ai pus înăuntru. Important e să-l umpli. Dom'le, am poftă să mănânc, nu știu, dau un exemplu. Cartofi cu orez sau, eu știu, un gulaș sau, eu știu, cine știe ce mâncare îi Cu face carne, plăcere. da. Sau fasole cu ciolan. Fasole cu ciolan. Acum, omul nu gândește, dom'le, din punct de vedere nutrițional, e corectă alimentația asta? Din punct de vedere nutrițional, îi dau ce are nevoie celulelor mele pentru ca să-mi facă un sânge bun? Am poftă, am mâncat, la revedere. Mai nou, ultima modă pe care o avem e ca dimineața să mâncăm un croissant cu cafea, să mâncăm. E, nu știu, greșit spus a mâncat, pentru că aia nu-i mâncare. Adică să bem o cafea și să folosim lângă un croissant. Și acum, avem impresia că dintr-un croissant care are indicele glicemic exagerat de mare, cu o cafea, vom putea să producem un sânge bun. Acum vine întrebarea mea. Asta e alimentație sau nutriție? Ce e? Sau e o alimentație culturală? Și apoi ne minunăm că la 50-60 de ani apare osteoporoză. Și zicem, Doamne, dar de ce? Și apoi spunem așa, e ca la table sau ca la zaruri. Sau nu știu, poate e la alt fel de joc de noroc. Tu ești ăla alesul. Adică, îmi pare rău, pe tine te-a scos din mulțime. Da. Întrebarea mea e, ar trebui să privim din punct de vedere nutrițional, oare ce nevoi are celula mea? Care sunt nevoile pe care le are celula mea? Și în primul rând, o chestiune foarte simplă. Nu știu exact în România dacă se folosește chestiunea asta, adică se recomandă 5 mese pe zi. 3 mese principale plus 2 gustări. Care, din punct de vedere biochimic, e o aberație. Și acum, mai există și o cultură tradițională că atunci când ai poftă, mănânci, chiar dacă nu ți-e foame. Nu știu dacă același lucru se întâmplă și azi, dar eu văd, locuiesc în Madrid și văd lucrul ăsta de fiecare dată când ies pe stradă. Dacă există un miros atrăgător, nu mai contează de câte ori a mâncat cineva. Sau dacă merge la piață să facă cumpărături, probează, zice, a, uite, te rog eu frumos, probează și îi dă, eu știu, o bucată de pepene sau îi dă o cireașă sau depinde ce vrea să cumpere. Uite, probează să vezi dacă e bun. Și acum, zic eu, ar trebui să stabilim anumite baze. Cultură nutrițională. În primul rând, între
mese, n-ar trebui să existe nimic care să intre în gură. De ce? Pentru că intestinul poate să fie între 8 și 12 metri. Intestinul depinde de persoană. Intestinul, adică tot ce înseamnă aparatul digestiv. Tot ce înseamnă aparatul digestiv, de care fac parte și stomacul, ficatul, pancreasul, bila, toate mașinăriile astea, în momentul în care eu am introdus, să zicem, o sămânță, vor începe să funcționeze. Și zicem noi, a, nu, e nicio problemă, dar am o întrebare pentru dumneavoastră și vă rog frumos să-mi răspundeți. Aveți acasă mașină de spălat, da? Da. Auziți? Dacă aș întreba-o pe doamna mea sau aș întreba, eu știu, o altă doamnă. Doamnă dragă, puneți în mașina de spălat un ciorap. Ca să spălați un ciorap. Deci doar un ciorap, nu. Un ciorap. De ce? Prea multă apă consumăm, prea mult curent, prea mult timp. Și până la urmă se strică și mașina. Da, e un ciclu în plus, da. Acum, cât costă o mașină de spălat? Depinde de pretenții. Hai să zicem, suntem foarte pretențioși. 1000 de euro? Poate nu chiar atât, aproape. Ok. Acum, întreb eu. Cât curent consumă intestinul nostru? Pentru că funcționăm cu curent. Câte enzime cheltuie intestinul nostru? Câtă apă are nevoie pentru ca să facă digestia? Și până la urmă, dacă se strică, cu ce îl înlocuim? Pentru că dacă se strică mașina de spălat, cumpărăm alta. Dacă se strică intestinul, se strică stomacul, nu putem să înlocuim cu nimic. Adică, vă dați seama cât de puțin apreciem noi tot ceea ce înseamnă sistemul nostru digestiv și sănătatea noastră. Pentru că e obișnuință, ai mâncat acum, te duci la, eu știu, la vecinul sau te întâlnești cu cineva, a fost în vacanța anul ăsta în România și când te duci la să-ți vizitezi prietenii, primul lucru care spune, treci la masă. Exact. E cultural. Acum, am mâncat, nu mai vreau. Păi, dar nu o bucățică. Păi, nu mai vreau. Păi, nu se poate. Acum, mă jignești că la mine ai Exact. venit și nu mănânci nimic. Deci, nu că nu mănânc pentru că am venit la tine. Nu mănânc pentru că îmi stric. Rutina Eu bună. știu cum să le numesc. Sistemul meu. Nu, sistemul meu digestiv. Și atunci, primul lucru care trebuie să intre foarte bine aici e că eu trebuie să am grijă de sistemul ăsta digestiv pentru că mi-e dat. Odată. Nu mi se mai dă altă dată. Și de sistemul ăsta digestiv depinde bunăstarea mea. Nu știu dacă știați că sistemul digestiv, s-au descoperit acum, chiar studiam chestiunea asta, avem 500 de milioane de neuroni în intestin. Are mai mulți neuroni în intestin. Avem mai mulți neuroni în intestin decât în coloana vertebrală. Care coloana vertebrală e direct legată de creier. Și atunci, ni se spune că intestinul este al doilea creier pe care îl avem. Deci avem cam așa creierul unei pisici. Cât o fi creierul unei pisici? Să zicem, mărimea unui pumn mai mic. Astea sunt celulele neuronale pe care noi le avem în intestin. Și 80% din sistemul nostru imunitar are de-a face cu sistemul digestiv. Cu alte cuvinte, când îl supra-solicităm sistemul imunitar. Și nu de mult am avut o problemă a sistemului imunitar. Și s-a vorbit pe toate posturile despre chestiunea asta a sistemului imunitar, ce să facem ca să întărim sistemul imunitar. Dar n-am auzit încă, vorbindu-se despre chestiunea asta, direct relaționată cu alimentația. Și aș zice, mai specific cu nutriția.
Suntem un grup de specialiști care ne-am întâlnit acum pe parcursul pandemiei și prima dată după cunoașterea, eu știu, lockdown-ului pe care l-am avut online, ne-am întâlnit, suntem patru. Un doctor în biochimie, un doctor în anatomie patologică, un doctor în genetică și eu cu ei. Acum, aveam diferite perspective cu privire la apariție, la manifestări și eu am venit cu o ipoteză și am zis, uite, eu vă prezint ipoteza mea. Fiecare și-a prezentat, evident, perspectiva pe care o avea și eu zic, uite, ipoteza mea e că acest virus este direct legat de bacteriile care populează intestinul nostru. Prima reacție a fost, nu e posibil, e imposibil. Și mai târziu am adus ca argument, evident că în primul moment nu aveam niciun studiu științific, dar mai târziu am venit cu studii care întăreau ipoteza mea. Știți că, din punct de vedere științific, prima dată lansez o ipoteză, după aceea o pui în practică, dacă funcționează și se verifică pe un anumit eșantion de, eu știu, persoane, eu știu, cobai, cum vreți dumneavoastră să le spuneți, atunci înseamnă că e valabil și trebuie îmbunătățit. Și repeți experimentul ăsta și de fiecare dată îți iese, eu știu, perspectiva pe care, adică ipoteza pe care ai lansat-o. Și am venit cu studii a susține perspectiva pe care o aveam. Acum revin la sistemul imunitar. 80% din sistemul nostru imunitar are de-a face cu digestia. Cu alte cuvinte, cât de importantă e chestiunea asta? Să formăm un bun sânge prin alimentație, dar eu aș zice prin nutriție. Cultura asta, alimentație, nu e același lucru ca nutriție. Alimentație înseamnă a ne simți sătui și nutriție înseamnă a da celulelor ceea ce e nevoie pentru ca să se poată reproduce corect, pentru ca să se poată restaura ceea ce, eu știu, am stricat și pentru a crea o omeostază în corpul nostru. Cred că deci până la urmă cred că eu monopolizez discuția. Ba nu, că e foarte interesant, suntem cu sufletul la gură și abia așteptăm să ne spuneți din aceste lucruri, pentru că îmi place foarte mult că umblați acolo la rădăcină și luăm lucrurile chiar de la început și trebuie să facem claritate în acest lucru. Chiar vreau să întreb, poate face și diferența între senzația de a mânca sau felul în care mănânc. Nu știu, eu am înțeles că de fapt noi prin felul nostru de a mânca, ce mâncăm, când mâncăm, cât mâncăm, învățăm corpul și el la un moment dat își cere exact ce l-a învățat nu de mult. Și care este diferența între senzația de a mânca și de asta și disciplina de a mânca? Pentru că astea sunt două lucruri care trebuie să spargem niște obiceiuri, niște ziduri. Mituri. Avem multe mituri, să știți. Da. Avem multe mituri de eu știu, de a aduce lumină asupra lor. Aș vrea să spun că există o problemă și anume lipsa cunoștinței în ceea ce privește nutriția. Am făcut experiment. Eu vreau să las anumite lucruri suficient de clare de la început. Și anume, în primul rând, vreau să vă spun că înainte de a recomanda ceva, un anumit stil sau o anumită formă sau o anumit, să-l numesc așa, element, prima dată îl experimentez pe mine. Adică tot ceea ce vă spun, eu am experimentat. După ce îl experimentez pe mine, nu știu cum să zic, favoarea sau privilegiu ca să pot să recomand și pacienților
După care facem o evaluare a impactului pe care îl are elementul respectiv asupra pacienților, asupra efectelor, asupra bolilor, asupra patologiilor cu care unii vin. Așa că, reîntorcându-mă la ceea ce a spus, după ce am experimentat o combinație corectă din punct de vedere nutrițional, să știți că celulele mele, adică corpul meu, nu mai cere de mâncare. Ai mâncat acum, te-ai săturat. Bine, n-ai mâncat peste limită, pentru că și aici avem o problemă. Avem anumite senzori care ne spun cât avem nevoie să mâncăm. Dar dacă nu există o masticare corespunzătoare, lentă, pentru ca să se amestece cu sucurile gastrice sau sucurile digestive pe care le avem aici, în gură, în primul rând, după aceea în tot tractul nostru digestiv, dacă nu există o masticare corectă, senzația de sațietate vine mult mai târziu. Și atunci există pericolul să mâncăm mai mult decât avem nevoie. Odată ce mănânci mai mult decât ai nevoie, nu numai că îngreunezi sistemul digestiv, dar produci suprafermentație și se produc anumiți metaboliți care sunt toxici și poate să producă tot felul de patologii. Acum, revin la ce m-ați întrebat. În momentul în care eu mănânc corect din punct de vedere nutrițional, adică am nevoie să-i dau cofactori, o să explic ce înseamnă cofactori, am nevoie să-i dau energetice sau carbohidrați, plus aminoacizi, sau noi numim proteine, măcar că proteinele sunt făcute din aminoacizi. Odată ce umplu cele trei rezervoare pe care le are celula mea, senzația de foame nu mai e latentă. Nu am nevoie să mănânc. Și nu simt nici senzația aceea de anxietate pe care aș putea să o dezvolt. Dacă nu mănânc acum, nu mai pot. Tremur, dacă nu mănânc în momentul ăsta, trebuie să mănânc ceva, trebuie să-mi pun ceva în gură. Și atunci, existând echilibrul ăsta, evident că sunt recomandări făcute de cei de la Harvard, nu mai au piramida alimentară, ci există o farfurie alimentară. Senzațiile astea nu mai există și, evident, nici stările astea așa de ansietate de a mânca. E foarte adevărat că gustul se educă. Și anume, așa cum am spus, noi ne alimentăm din punct de vedere tradițional. Adică m-a învățat mama că îmi place fasolea fumată, aia e fasolea care mă place. Și dacă nu e afumată, nu e bună. Ma, gustul se educă. Sunt persoane care, imaginați-vă că vine cu un anumit, eu știu, anumită patologie. De exemplu, săptămâna trecută am avut câțiva pacienți cu cancer. Și imaginați-vă cât de greu este să spun unei persoane care e obișnuită să trăiască într-un anumit fel, să mănânci într-un anumit fel, să-i spui, de mâine nu mai ai în alimentația ta niciun aliment de origine animală. Păi, și acum ce mănânc? Și asta era întrebare. Și ce, o să mor de foame? Interesantă chestiunea asta. Și acum, vineri mă sună un pacient și îmi spune, uite, pentru mine e o mare realizare, am reușit să nu am poftă să mănânc niciun aliment de origine animală. Dacă așa a fost obișnuit pe parcursul la 45 de ani, 46 de ani, vă dați seama cât de greu e acum să scoți din alimentația ta ceva care îți crea o deosebită plăcere. Dar rețineți, nu era o necesitate pentru el. Pentru că, din punct de vedere nutrițional, aminoacizii respectiv, el îi ia din altă parte. Așa că e educabilă
chestiunea asta a alimentației culturale. Mă bucur că ați ajuns la acest punct, pentru că exact aici cred că cei mai mulți avem deficiențe și continuăm disciplina alimentației imediat după pauză, dragi spectatori. De 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercuri am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Alba Carolina TV își extinde echipa și angajează agent de vânzări cu experiență. Pachet salarial format din salariu fix plus parte variabilă procent din vânzări în funcție de performanță. Așteptăm CV-ul tău pe adresa redacției. redacție@carolinatv.ro. Centrul oftalmologic Optirat Câmpeni din 2003, primul cabinet oftalmologic din zona Munților Apuseni. Consultații oftalmologice generale pentru toate vârstele efectuate de Dr. Pop Rodica, medic primar oftalmolog, Cluj-Napoca, cu o experiență de peste 25 de ani în oftalmologie, și Dr. Pop Radu Nicolae, medic specialist chirurg oftalmolog, Cluj-Napoca. Examinarea și măsurarea computerizată, tratamente și urgențe. Efectuăm ochelari pe loc și dispunem de o gamă largă de rame și lentile de cea mai bună calitate, cu prețuri începând de la 85 lei pentru rame de ochelari. Cazurile chirurgicale sau care necesită investigații suplimentare se îndrumă către Clinica Oculens Cluj-Napoca, cea mai mare clinică oftalmologică privată din România, unde se efectuează consultații gratuite prin Casa Națională de Sănătate. Centrul oftalmologic Optirat Câmpeni. Vedere mai bună pentru o viață mai bună. Informații și programări la 0748098182. Cea mai bună pizza din oraș o găsiți la Complet Pizza, Number One Pizza, strada Vânătorilor, numărul 21, colț cu mestea Cănului, Alba Iulia. La Complet Pizza, la fiecare pizza cumpărată, primiți gratis un suc, iar livrarea e din partea casei. Ne găsiți la numărul de telefon 0744-299-399, pe completpizza.ro sau pe pagina de Facebook Complet Pizza. Urmăriți episoadele preferate din Cartea Cărților oricând și oriunde doriți. Călătoriți în timp alături de Cristi, Ioana și Memo și descoperiți cele mai fascinante istorisiri biblice. Comandați acum setul de DVD-uri. Cartea Cărților. Aventuri prin lumea Bibliei, chiar la tine în casă. Te apuci de construit? Supermarket Industrial Viva vinde la prețuri convenabile întreaga gamă de materiale metalice și materiale de construcții pentru zidărie și finisaje exterioare și interioare. Viva! În Alba Iulia, Sebeș, Aiud și Blaj. Viva! Calitate și durabilitate! Ai o afacere și încă nu ești în mediul online? Printr-un simplu click, clienții pot ajunge la tine. Îți oferim servicii complete, începând de la alegerea domeniului, a găzduirii, până la finalizarea și mentenanța paginii web.
website de prezentare, magazin online, anunțuri, vânzări sau orice altă platformă web de care ai nevoie pentru afacerea ta. Crește online împreună cu abweb.ro. Cu o echipă nouă, formată în afara țării, produse de calitate și experiență vastă în domeniul cosmeticii auto, Spălătoria Thomas este formula completă pentru îngrijirea mașinii tale. Vrei spălarea, igienizarea, dezinfectarea, polișarea sau ceruirea mașinii? Spălătoria Thomas este soluția. Ne găsești în spatele Casei de Cultura Sindicatelor sau sună la 0756-884-094, iar noi venim în ajutorul tău și îți preluăm mașina de la birou sau acasă. Spălătoria Auto Thomas. Și spălat și asigurat de calitatea serviciilor. Cauți un loc de muncă în Germania? Bayern Champignon GmbH angajează femei și bărbați cu contract pe perioadă nedeterminată la cules de ciuperci în sudul Germaniei. Nu se lucrează în câmp deschis și în soare, ci în hale cu temperaturi de până la 18 grade Celsius. Nu trebuie să-ți faci griji pentru cazare, e asigurată de noi. Te gândești că nu știi limba germană? Nicio problemă, aici vorbim și românește. Pentru mai multe informații, accesați pagina de Facebook Bayern Champignon GmbH sau ne puteți contacta prin e-mail sau telefon 0049 8253 6038. Te așteptăm în echipa noastră! Mercur, de 30 de ani suntem parte din istoria orașului. La 30 de ani de Mercur i-am făcut orașului cadoul pe care îl merită. Am dus shoppingul mult mai sus, la alt nivel, la alte 4 niveluri. Mercur City Center. Tot ce ți-ai putea dori și imagina pentru tine, pentru familia și casa ta, pentru afacerea sau hobby-urile și plăcerile tale. Descoperă toate surprizele noastre pe mercurcity.ro și hai să te bucuri de ele în Alba Iulia, la Mercur City Center. Shoppingul dus mult mai sus. Am revenit, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună cu dumneavoastră și vrem în continuare să savurăm foarte multe lucruri de care avem nevoie zi de zi fiecare dintre noi. Faptul că la școală, când am fost, nu am învățat aceste lucruri, acum vedem că sunt așa de importante și vedem ce impact au asupra vieții noastre, cred că suntem ochi și urechi să înțelegem care este mecanismul și ce obiceiuri din viața noastră ar trebui să le schimbăm ca într-adevăr să putem fi sănătoși mental, emoțional, inteligent și spiritual, bineînțeles și fizic. Suntem cu domnul Daniel Brândușă, care este nutriționist și acum desface tainele nutriției sau alimentației, le desface ca să le înțelegem fiecare cu ce parte are de a face și înțelegem că nu doar mâncarea în sine, bucata de pâine sau slănină este așa de important, ci multe alte lucruri înainte și după. Și întâi trebuie să ne facem toaleta mentală și acum suntem la capitolul disciplina mâncatului, pentru că una este senzația, alta este disciplina și așa mai departe. Și printre altele ascultăm acest lucru și sunt și niște întrebări, dar revenim imediat după în ce înțelegem cum putem să ne disciplinăm senzația de mâncat sau efectiv ce mâncăm, când mâncăm, cât mâncăm și așa mai departe. Da, aș vrea să punctez anumite detalii și anume ne interesează foarte mult educația asta datorită faptului că societatea în care trăim, din punct de vedere al cunoștințelor pe care le are, zicem noi că ne-am dezvoltat foarte mult față de oamenii care au trăit acum 100 de ani, 200 de ani, 300 de ani, să nu mai vorbim de cei care au trăit acum 500 de ani. Dar interesant lucru că, în ciuda faptului că am reușit să prelungim durata de viață, ne confruntăm cu aceleași boli pe care le aveau egiptenii în anii 1500 înainte de Hristos. De unde știm ce boli aveau egiptenii? Pentru că, interesant lucru, avem momiile lor și sunt și conservate foarte bine.
Acum, ne interesează chestiunea asta tehnologică foarte mult. Am dezvoltat, am făcut foarte multe lucruri. Unii spun că am ajuns și pe lună, alții spun că n-am ajuns, că acum vrem să ajungem. În fine, nu mai contează. Oricum, din punct de vedere tehnologic, ne-am dezvoltat foarte mult. Dar totuși, din punct de vedere a înțelegerii mecanismului prin care funcționează și există o armonie în corpul nostru, eu zic că lăsăm de dorit. De ce? Pentru că societatea în care trăim, am citit câteva articole și spunea că avem undeva la 6-7 mii de boli. De asta ne interesează de ce și cum să mâncăm. Pentru că dacă n-am suferit de bolile astea, după opinia mea, nici nu ne-ar interesa. Dar e interesant că după 40 de ani, 45 de ani, plătim facturile. Ce am făcut greșit la 15, 20, 30 de ani, le plătim la 40-45 de ani și după aceea. Acum, aș vrea să punctez din perspectiva mea două lucruri. Avem doar două cauze a bolilor. Unu, le moștenim de la părinți, pentru că și ei la rândul lor au făcut cum au știut, cum au putut sau cum au crezut că e bine. Și numărul doi, datorită neascultării noastre, cel puțin eu vorbesc în dreptul meu față de ceea ce m-au învățat părinții, sau a necunoașterii legilor ființei noastre. Deci, după opinia mea, sunt cele două cauze. Dar hai să zicem, poate cineva vrea să fie trei, și anume moștenire, cea moștenire de la părinți, numărul doi, datorită neascultării la ceea ce părinții ne-au transmis sau experienței lor, și numărul trei, să zicem, o necunoaștere sau lipsa educației în ceea ce privește funcționarea legilor ființei noastre. Acum, numărul unu, bolile moștenite. După părerea mea, într-o mare măsură au alinare sau soluție. Într-o mare măsură. Nu există soluție 100%. De ce? Pentru că problema asta genetică are nevoie de mediu pentru ca să poată să fie reversibilă sau cel puțin să nu fie citită gena respectivă, să fie silențiată. Acum, cele câștigate, adică bolile astea pe care ni le-am făcut ori datorită neascultării, ori datorită necunoașterii, dacă individul schimbă stilul de viață, și atenție aici, stilul de viață nu înseamnă doar mâncare, mâncare face parte din stilul de viață, pot avea o ameliorare, după părerea mea, în unele cazuri, marea majoritate, vindecare. Deci, astea sunt premisele de la care plecăm. Și acum, vorbim despre vindecare. Nu depinde doar de mâncare. E foarte important lucrul ăsta. Și încă ceva. Aș vrea să rămână foarte clar. Nici eu, nici nimeni, niciun fel de medic, cât de specialist ar fi, cât de studiat ar fi, cât de bun cunoscător ar fi, nu poate să vindece pe nimeni. O alt lucru. Nici o dietă nu poate să vindece pe nimeni. Nici un medicament nu poate să vindece pe nimeni. După opinia mea, singurul care vindecă e stăpânul ființei umane, adică Dumnezeu, după părerea mea. Repet, după opinia mea. Apoi, în urma discuției cu Dumnezeu, urmează credința. Cred, mi se spun anumite lucruri. Nu fă asta, nu fă asta, nu fă asta. Sau mănânc așa, trăiește așa, gândește așa. Acum vine credința. Să cred sau să nu cred? Pentru că sunt multe probleme în ceea ce privește, hai domnule că nu fi chiar așa. Hai domnule să fim oameni serioși. Adică vrei să-mi spui mie că lucrul ăla atât de simplu rezolvă o problemă atât de mare? Nu. Dar e nevoie ca să crezi. Că dacă nu crezi, nici nu faci. Pentru că după credință urmează fapta. Nu poți atunci când crezi. Domnule, eu cred. Chiar azi vorbeam cu un coleg, fost coleg, un prieten al meu care spune, domne, eu nu mă urc în avion. De ce? Eu nu mă urc. Eu nu cred că avionul poate să facă anumite lucruri. Nu că nu știu, știu, dar nu cred. Mie mi-e frică. Și atunci, în funcție de credința lui, omul alege să călătorească cu altceva. Și aș vrea să punctez lucrul ăsta.
fără ascultare, nu funcționează. Dacă omul are impresia că face astăzi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic, nu merge. Sunt niște legi fixe, care dacă eu, de exemplu, că am aici pe masă cutia asta de la căști, dacă o las să cadă, legea gravitației spune fix, va cădea și se va întâmpla așa. Același lucru funcționează în corpul nostru. Sunt niște legi fixe. Eu mă joc cu ele și zic, a, nu mi s-a întâmplat nimic astăzi. Dar ți se va întâmpla, pentru că unde e lege, zicem noi că nu-i tocmeală. Numai că există un sistem, un întreg sistem, care încearcă să balanceze, să echilibreze ceea ce eu fac greșit. Așa că, rezumând, după părerea mea, numai Dumnezeu vindecă. Nu vindecă nicio dietă, niciun ceai, nicio eu știu ce. Poate să ajute. Sau medicament. Ajută. Menține. Dar nu rezolvă. Și acum, paradoxul societății noastre e că noi vrem să vindecăm făcând aceleași lucruri pe care le-am făcut în trecut și am ajuns la situația în care am ajuns, dar cu ceva magic. Mi-aduc aminte când eram copil, am citit Petre Ispirescu, Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Trebuia să se ducă până nu știu unde, peste 7 mări sau 7 țări sau 7 mări și 7 țări, ca să aducă apă vie. Punea apa vie pe trupul mortului și învia. Același lucru vrem și noi. Dom'le, nu știu ce. Mă doare. Ce mă doare? Am o anumită boală. De exemplu, diabet tip 2. Dau un exemplu. Dom'le, eu vreau să mănânc la fel, dă-mi o pastilă ca să pot să-mi mențin stilul de viață. Și nu funcționează. Nu merge. Și dacă o anumită perioadă, să zicem că e sub control, sau să zicem că e în remisie boala sau dispare, după o anumită perioadă, revine. Și mult mai agresivă și e posibil ca să nu mai existe soluție. Așa că ne interesează dieta pentru că suferim de boli. Și după părerea noastră, soluția pentru boli e ceva magic. Vreau o pastilă, vreau, eu știu ce, anumite lucruri și după care mă întorc la vechiul stil de viață. Asta e tragedia. Sunt anumite persoane care mă întreabă, dom'le, dar după ce mănânc așa, cât timp va trebui să mănânc așa? Și eu spun, nu, asta va fi un stil de viață. Auleu, și nu voi mai mânca eu cum mâncam înainte? Zic, domnule drag sau doamnă dragă, mâncând cum ați mâncat înainte, ați ajuns la situația în care vă găsiți. Vreți să ajungeți iar aici? A, nu. Păi atunci? Adică, asta e tragedia cu care ne confruntăm. Și acum, dacă vreți, putem să intrăm și în detalii în ceea ce privește alimentația. Da, acest lucru le mai întâlnit și eu și mai ales la timp. Oamenii au folosit un stil de viață ani de zile la rând, zi de zi, noapte cu noapte și vor pastila ca în termen de 3 zile, maxim o săptămână, să se șteargă toate repercursiunile acestui stil de viață și normal că nu prea funcționează. Dacă spui, băi, 6 luni sau un an trebuie să schimbi ritmul, oricum un an pe lângă alți 10-20 în spate e destul de bine, că nu îi dai 20 de ani înapoi și spui, băi, după 20 de ani o să vedem primele efecte. Chiar acum, nu de mult, am fost la o întâlnire și era și o familie cu copii. Și am tras cu urechea un pic acolo, copiii se uitau așa cumva lung la ceva mâncare, nu știu, ceva dulce. Și persoana care împărțea se uita cumva, de ce copilul se uită așa lung la chestia? Și se uita la mamă să se uita la farfurie, se uita la maică să se uita la farfurie. Păi zice, noi nu mâncăm din astea acasă și acum fiind o sărbătoare, cumva este o excepție și hai să treacă, meargă. Totuși vreau să pun și câteva întrebări care pe telespectatori interesează. Și ați pomenit și dumneavoastră că unii nutriționiști sunt de o părere, alții de alta, alții sunt în contradictoriu. Cum știu că un anume nutriționist sau ce spune el este în regulă și pot aplica
și cum știu să mă feresc dacă nu am studiat, dacă nu știu aceste lucruri. Am plecat de la premisa că eu, în primul rând, eu îl cred pe Dumnezeu. O să vă spun anumite detalii în ceea ce privește concluziile mele. Să știți că de multe ori lumea științifică astăzi spune un lucru și mâine spune alt lucru. Adică, până acum se spunea despre 5 mese pe zi. În ultima perioadă am citit un articol pe care îl scrie președintele Asociației Nutriționiștilor din Spania și vorbește despre 3 mese pe zi. Acum vine întrebarea, de unde știu eu cine spune adevărul? Dacă deschideți Google, Dr. Google, acolo să găsiți 759.000 de opinii. Am dat un număr fictiv. Da. Și fiecare susține opinia lui. Și îți aduce argument. Aduce studii în ceea ce privește argumentul pe care îl are. Eu zic așa. Am citit mulți specialiști. Am avut profesori mulți specialiști. Dar cred că cel mai bun specialist și cel mai bun cunoscător al corpului uman e Dumnezeu. Așa că eu iau studiile respective, analizez conceptul pe care îl are și apoi mă duc la Biblie. Și o să ziceți, păi spune Biblia lucrul ăsta. Da, spune. Acum avem o modă, nu știu dacă ați auzit, despre postul intermitent. Da, da. Da? E la modă. Mi-aduc aminte, acum câțiva ani la facultate vorbeam foarte mult despre postul ăsta intermitent în Silicon Valley. E 5 zile, să mănâncă 2, să postește. Asta e intermitente. Acum e altfel de post intermitent. Ma, eu zic așa, nu cumva găsesc în Biblie postul ăsta intermitent. De exemplu, frații mei ortodoxi iau, pe vremuri era, acum nu mai e, acum sunt posturile mari. Dar erau 2 zile pe miercurea și săptămână vinerea de post. Așa. Frații mei evrei, la fel. Ei posteau de 2 ori pe săptămână. Adică conceptele astea nu sunt de ieri, nu e acum. Acum noi încercăm să descoperim ceva ce-i descoperit. Știți? Încercăm să descoperim roata. E descoperită de fapt, după opinia mea, nici n-a fost descoperită, că am știut de ea. Dar, în fine, revin. Eu de unde să știu că nutriționistul respectiv sau, eu știu, specialistul respectiv spune adevărul? Păi foarte simplu. Mă duc la Biblie. Acum, e nevoie de o cunoaștere în aprofunzime a Bibliei, a Sfintelor Scripturi, ca să poți să înțelegi anumite detalii. Dar hai să facem altceva, hai să aplicăm. Sunt tot felul de diete. În cercul de cunoștințe pe care l-am aici, au început să aplice tot felul de diete. Dieta Rina, nu știu dacă ați auzit de ea. Dieta Duncan. Tot felul de aberații. Și am zis așa, ok, bine, aplic-o. Fă să vedem ce se întâmplă. Dar hai să facem un lucru științific. Și anume, înainte să începi, îți faci analizele de sânge. Și după o lună, îți refaci analizele de sânge. Și ne uităm la ele. Și să vedem, ți s-a îmbunătățit sau lucrurile s-au înrăutățit. Și mai facem încă ceva. Te simți mai bine sau te simți mai rău? Interesant că în prima perioadă de timp, se simțeau mult mai bine, evident, pentru că la început le amestecau pe toate, parcă era un malaxor sistemul digestiv și după ce nu le-au mai amestecat, s-au simțit mai bine, evident, a fost o ușurare pentru corpul uman. Dar după încă o altă perioadă, lucrurile s-au înrăutățit în loc să se îmbunătățească. Și majoritatea celor care au aplicat dietele astea, sunt foarte multe diete, nici nu vreau să le numesc pentru că nu vreau să le fac publicitate,
lucrurile nu stau chiar așa cum se face publicitate. Adică prima întrebare pe care eu o am la un specialist, există conflict de interese? Ce înseamnă conflict de interese? Cineva îl plătește ca să facă lucrul ăsta? Da, asta e grav. Știți foarte bine că... Da, nu, păi, vorbim din punct de vedere profesional acum. Da, da, da. Adică, domne, facem reclamă la ceva. Păi, te plătește? Promovăm un anumit produs. Nu știu. Pot să dau multe nume de... Nu contează, da. Scheme din asta piramidale. Cu, vorbesc din punct de vedere al suplimentelor alimentare, da? Sunt o felul de piramide. Da. Herbalife, nici nu mai știu, le știu numele. Cumperi de la mine atât, îți faci un fel de piramide, clienți. Bun, în fine. Acum, există un conflict de interese? Dom'le, ce promovezi? Și încă un lucru. Am plecat de la premiza că Dumnezeu este creatorul tuturor, cu alte cuvinte, părintele tuturor. Acum, dacă eu sunt un om sărac și nu am posibilitate de punct de vedere economic, vine întrebarea, Dumnezeu e și părintele celui sărac? Și părintele celui bogat? Categoric. De unde procur eu, de unde fac eu rost de, eu știu, suplimentele astea sau produsele care îmi sunt promovate? Sau ce e în spatele unui, eu știu, cine e în spatele cuiva care face emisiuni sau, în fine, promovează anumite detalii? Și acum, zic așa, dacă lucrurile pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția oamenilor sunt atât de ieftine încât orice om să le aibă la îndemână, atunci e corectă afirmația. Dacă, în schimb, e nevoie să plătesc și să plătesc, hai să zicem că plătești ceva, mă, dacă să te duci la plafar să cumperi niște plante, au un preț modic, să ne fie cu iertare, mă, un ceai cât o fi, 3, 5 lei, 10 lei, cât, nici nu știu cât e. Asta sunt niște prețuri modice, care până la urmă toată lumea are acces la ele. Ambalajul măcar. Zic, dacă îmi promovează un lucru care e la îndemâna tuturor, să zicem așa, că vreau să cumpăr coada calului, da? Bun. Îmi promovează cineva beneficiile plantei coada calului. Păi până la urmă, dacă nu am bani să-mi o cumpăr, mă duc pe câmp și o găsesc acolo. De-aia spun că pentru mine am nevoie de cineva stabil și anume, după părerea mea, Biblia e carte stabilă și orice lucru îl analizez prin prisma Bibliei. Asta e punctul cel mai important, în opinia mea. Orice studiu științific, orice descoperire științifică, între ghilimele științifică, pentru că, așa că știți că sunt multe studii care sunt manipulate, depinde de cine, pe cine interesează și care e scopul final. Ce să promovăm? Așa că, pentru a-i răspunde telespectatorului, eu zic așa, după părerea mea, de unde știu? Nu mă duc la Dr. Google, pentru că Dr. Google nu poate să răspundă nevoilor mele, pentru că e foarte multe informații în care, după părerea mea, sunt informații foarte bune și informații foarte false. Și atunci mă duc la carte de căpătăi și am anumite principii, am spus unul din ele, după care analizez dacă e un lucru bun sau nu. E la îndemâna tuturor. Da. Bun. Asta a trecut prima probă. Un alt lucru. Face bine persoanei. Face bine. Bun. Dacă există și efect negativ, pot să vă dau un exemplu, și anume coca. Nu cocaină. Coca. Are un efect stimulant. Acum, efectul ăsta stimulant aduce cu sine supradoză de dopamină, după care intrăm într-o fază recesivă de depresie. Cu alte cuvinte, e un stimulant artificial, nu face bine. Înțelegeți aspectul ăsta? Da. Și atunci, asta e răspunsul meu. Da, este foarte bună referința. Chiar
povesteam cu cineva și îmi spunea, păi știi de ce românii mănâncă porc? Pentru că ei cultivau oi, nu? România creșteau ovine, în mare parte, și veneau turcii și le luau oile. Și ca să nu le mai iau oile, au început să să hrănească și să crească porci. Și așa nu mai veneau turcii să le ia porcii. Și așa au ajuns românii să mănânce porc. Nu știu dacă adevărat sau e glumă, dar are sens. Sens are, dar cât o fi de adevărat, asta rămâne de văzut. Și dacă și acest lucru îl ducem la referință, să-l tratăm cu referința, până la urmă găsim răspuns și acolo. Da, eu cred că ar trebui într-un anumit moment să analizăm din punct de vedere biblic, dacă vreți, și apoi științific. Am auzit multe perspective cu privire la lucrul ăsta, doar din punct de vedere cultural sau religios. Încă n-am auzit o dezbatere științifică. Nu din punct de vedere al infecțiilor sau cine știe ce altă chestiune, ci din punct de vedere metabolic. Da. Adică la nivel celular. Dar asta poate că în altă ocazie prea vreți dumneavoastră ca să intrăm în detalii. Intrăm și în detalii. Las la detalii care mai picante. Exact. Las la latitudinea dumneavoastră aceste lucruri. Ar mai fi o întrebare, pentru că de obicei mergem la magazin. De obicei. Și așa. Mai facem câte un test, să spunem așa. Mergem să vedem care sunt alimentele neprocesate. Adică eu vreau să-mi fac ceva după rețeta proprie, nu să mănânc ceva după rețeta altuia, care nu știu ce e acolo, ce ingrediente are. Și aflăm că foarte, foarte puține alimente din magazinele comune sau cele mai uzuale sunt foarte puține alimente neprocesate. Doi, dacă stăm să luăm din alt filtru, nu? Care sunt alimentele care n-au zahăr, de exemplu, am dat și eu acum unul, ca să fiu mai concret, și văd că sunt mai puține sau și mă apucă criza. Dacă eu mă duc la magazin și nu am ce să-mi cumpăr, s-ar putea ca să mor de foame. Ce fac? Mai ales că acum avem și strângerea șurubului și cu energia și cu căldura și cu transportul. Mai am și cu mâncarea. Unde ajung? Eu o ia mintea Lela. Ce fac? Da, interesantă chestiunea asta. M-a făcut să râd. Vreau să vă spun ceva. Nu sunt eu prea vechi, dar am prins perioada comunismului. Acum depinde și ce parte a țării, pentru că în diferite părți ale țării lucrurile au fost mai relaxate sau adică șurub a fost mai strâns. Da. Mi-aduc aminte că a fost o epocă în care, o perioadă în care, după Revoluție, fiind foarte aproape de Ungaria, exact, s-aducea din Ungaria pâine albă. Exact. Doamne, era nebunie. Era nebunie. Oamenii nu mai știau după pâine albă. Pentru că în comunism se făcea pâine de secară. Nu știu dacă dumneavoastră ați reușit să prindeți perioada în care pâinele erau așa, două pâinici mici. Costa 4,50 lei fiecare pâine. Și mă aduc aminte că pe mine mă trimitea tata, zice, du-te la brutărie să-ți dea două pâinici. Nu mâncai mai mult de o felie, că era foarte sățioasă. Da. Acum, după 30 de ani, ne dăm seama de fapt că pâinea aia era, de fapt, nu era așa cum credeam noi, sau credeau unii, că e ceva rău, ci din contră era ceva bun. Acum,
intru în supermarket sau în centrele astea comerciale, chiar o să fac anumite podcasturi despre alimente, pentru că o să le analizez din punct de vedere nutrițional. Asta e următorul plan pe care l-am în următoarea perioadă. Eu de fiecare dată mă uit la ingrediente. Ce conțin alimentele? Și pot să vă spun că există foarte multă lipsă de cultură în ceea ce privește conținutul alimentar. Nu știe ce e acolo. De exemplu, pune E, edulcorant. De exemplu, zahărul e un edulcorant. Sau, depinde ce tip de zahăr. Când vorbim zahăr, când spunem cuvântul zahăr, ne referim la o paletă foarte largă de zahăruri. Nici nu știu câte sunt. Pot să vă spun așa, amidon, glucoză, fructoză, sunt unele denumiri care nu știu câte lume înțelege. Verbascosa, stachiosa, sunt foarte multe. În fine, apropo, lucrurile astea le conține fasolea, de-aia produce gal. Da, poate că vorbim despre lucrul ăsta în altă ocazie. Da. Revin. Zahărul poate să fie într-o mie de forme. Acum, când aud chestiunea asta și spun, domne, eu m-am lăsat de zahăr. Tu n-ai cum să te lași de zahăr. Fără glucoză tu nu poți să trăiești. Acum, că nu folosești zahărul rafinat, asta e altceva. Că nu folosești combinații ciudate cu zahăr, asta e cu totul altceva. Dar li se adaugă zahăr pentru că e o formă de conservare. Așa cum bunicii noștri puneau murături cu sare. Sarea e un conservant. Zahărul e alt conservant. Aduceți-vă aminte, vă rog frumos, de, cum se numesc, dulcețuri. Dulcețurile. Marmeladă. Păi, toate lucrurile astea au zahăr pentru că e foarte necesar pentru conservarea lor. Așa că nu poți să pui ceva care să aibă o durată de conservare foarte lungă, care să nu aibă zahăr sau vreun conservant. Și atunci, în primul rând, mentalitatea noastră. Mă duc la magazin să cumpăr ceva pentru că eu nu pot să-mi pregătesc și anume trebuie să fie făcut de cine știe cine cu nu știu cât timp în urmă și acum mă scandalizez datorită faptului că are zahăr. Păi e normal. E chiar logic să fie așa. Acum, ne costă foarte mult ca să pregătim o mâncare simplă. Asta e marea problemă cu care ne confruntăm. Și chiar am citit un studiu interesant că timpul de descompunere a corpului nostru înainte era de 7 ani, aici era timpii de, să zicem, de dispariție a unui corp uman. Acum s-a înmulțit și e vorba de 12, 13, 14 ani. De ce? Pentru că folosim o grămadă de conservanță datorită alimentației pe care o folosim. Acum, să rezolvăm problema asta. Eu mă duc la supermarket și vreau să cumpăr ceva. Dom'le, ce cumpăr? În mod normal cumpăr pizza, produse care au o pizza precongelată, adică ceva care să numai să-mi ia 2 minute ca să o pregătesc. Sau, eu știu, nu știu, lasagna sau eu știu ce fel de compus în care îl pun la microunde și în 2 minute am deja mâncarea făcută. Păi lucrul ăsta nu poate să fie sănătos. Și atunci, am nevoie de educație încât să știu, doamne, în primul rând, ce vreau să mănânc? Care e combinația alimentară de care eu am nevoie? Dimineața și la amiază. Seara mai putem trișa. Și atunci, dimineața ce am nevoie să mănânc? Jumătate din farfuria mea ar trebui să fie compusă din, o să spun o ciudățenie acum pentru foarte mulți telespectatori, din salată. Și salata ar trebui să fie combinată din, aici intrăm într-o altă lume, după aia, 30% din farfuria mea ar trebui să am
trei cereale. Și când spun cereale, cineva m-a întrebat și zice, care sunt cerealele? Alea de mic dejun, domnule, cerealele tradiționale, adică grâu, porumb, orz, ovăz, mei, secară, hrișcă, ăsta e tradițional românesc. Mai nou avem quinoa care vine importată din America de Sud, mai avem amarant, care sunt niște pseudo-cereale, dar în fine, noi avem cerealele noastre tradiționale. Acum, cum să pregătesc? Asta e un alt aspect. Și am nevoie de două proteine la aceeași masă. Acum, care sunt proteinele astea? Păi avem fasole, năut, linte, tot felul de nuci și semințe. Ei, o să explic odată și de ce combinația asta. În farfuria mea ar trebui să existe toate de dimineață și la miază. Seara, eu știu, altceva. Sau să zicem o altă masă de fructe. Fructe cu pâine și cu, să zicem, iaurt. Ei, eu când intru într-un supermarket, eu nu gândesc așa. Și atunci, la ce mă duc? Unde mă duc? Păi să am, eu știu, carne, să am brânzeturi, să am pâine și să am, la sfârșit, ceva dulce. Păi, lucrurile astea, care ca să se poată menține, au nevoie de conservanți. Fără conservanți nu funcționează. Că nu poți să stea acolo pe rafturile alea nu știu cât timp. Au și ele perioada lor de valabilitate. Acum mă scandalizez că marile lanțuri alimentare folosesc lucrurile astea. Păi eu zic că e normal să le folosească. De exemplu, la un stil de alimentație, cum vi l-am explicat așa, subțint, ce mare lucru am eu nevoie? Că n-am nevoie de nu știu câte, nu știu câți conservanți. E foarte simplu de găsit. Și găsești combinația foarte ieftină, încă mai ieftină decât celelalte. Acum, am mers pe stradă în România. Păi, sunt tot fel de combinații care n-au cum să producă un sânge sănătos. N-au cum să producă, să le dea nutrienții necesari sistemului imunitar pentru a apăra ființa mea. Așa că, cu părere de rău, vreau să spun că nu voi găsi, nici până acum n-am găsit alimente care să fie procesate, eu știu, cât mai sănătos și de acum încolo și mai puțin, datorită faptului că și pentru producătorul al lanțului alimentar energia va fi mai scumpă, va fi mai scumpă materia primă, cu alte cuvinte, și alimentul în sine va fi de mai proastă calitate. Apropo de lucrul ăsta, acum mi-am adus aminte. Cât poate să coste o pâine bine făcută și de calitate dacă în magazin costă 5 lei? Ca să existe și profit, ca să existe și calitate în ingrediente, ce ziceți? Adică se plătește și transportul, se plătește și producător primar, după aia transportul, după aia cel care o ambalează, după aia lanțul de supermarket care o vinde. Și toți ăștia trebuie să aibă câștig. Și să mă vinzi mie cu un euro. Nu înțeleg. Adică aia nu are. Ori e de calitate. Dacă e 5 lei, nu mai are de calitate, care costă mai mult. Și atunci, ce mâncăm? Da, dacă e de 5 lei, nu mai are un kilogram. Ideea este că un covric de 100 de grame este deja 2 lei. Și acum întreb eu, 100 de grame, covricul ăla, 2 lei. Domnule, cât câștigă cel care produce? Ingredientele primate, adică, domnule, am nevoie de grâu. Grâu se cultivă, are nevoie de arat, semănat, recoltat, măcinat, toată chestiunea asta, eu trebuie să o plătesc, nu? Și să fie și de bună calitate. Și apoi și brutarul are nevoie să câștige. Și cel care îl vinde, că nu îl vinde direct brutar. Și zicem că e scump. Păi ia, pune mâna și fă-te acasă o pâine bună, să vedem cât te costă pe tine. Poate ca și ingrediente, nu așa mult, dar timp, bineînțeles. Energie, timp și cunoștință. Corect. Și acum, dacă scoți pe piață un produs de calitate, cine se uită la calitate înaintea prețului?
Cine vrea. Înțelegeți că există și problema asta. Avem o problemă foarte serioasă și din perspectiva asta, că sunt o grămadă de oameni care vor să câștige enorm de pe spatele oamenilor. Și atunci e lupta asta între una și alta. V-am mai spus, conflictul de interese e foarte important în industria asta alimentară. Și din punct de vedere nutrițional, lucrul ăsta e nevoie ca să-l convingi pe om. Dom'le, stai un pic, că ai nevoie să înveți ce conține și ce efect are asupra ta. Pentru că vreau să vă mai spun o chestiune observată de mine. Sunt foarte multe persoane care pleacă din România, mănâncă pâine cu suc și vorbesc cu nume și prenume, cu scopul de a strânge bani. După 20-30 de ani, după ce au strâns, eu știu câți bani, și au construit casă și așa, acum vine factura. Și nu costă casa și ce au cumpărat, cât costă factura la medic și până la urmă plata cu viața. Adică până la urmă noi plătim facturile astea. Mai devreme sau mai târziu. Nu e mai important să facem un lucru și anume să ne uităm la calitate, la calitatea vieții, înaintea prețului. Adică zic și eu, cumpărăm o mașină care e foarte scumpă, da? Investim o grămadă de bani, care banii aia de undeva i-ai luat. Nu cumva i-ai luat de la gură. Și de la calitatea ingredientelor care ți intră în corp. Foarte interesant. Cum conștientizăm aceste lucruri? Foarte interesant. Ce se întâmplă? Am înțeles că factura la medicamente e foarte scumpă. Și mai nou, sunt o grămadă de oameni care se plâng de faptul că nu sunt medicamente datorită războiului, nu sunt, eu știu, tot felul de lucruri nu există. Cred că ar trebui să se vorbească foarte mult de educația asta, conștientizarea asta. Dom'le, e important să-mi iau pauză de masă, calitatea hranei să fie bună, combinația alimentară să fie corespunzătoare, masticația să fie corectă, timpul alocat stilului de viață, mă refer la alimentație, sport, n-am vorbit nimic de sport, dar face parte din stil de viață. Toți timpii ăștia au de face cu bunăstarea mea în timp. Dar există un dicton în lumea noastră. Mănâncă și bea că mâine o să mori. Asta e problema cu care ne confruntăm. Pe cine interesează ce o să se întâmple peste 120 de ani? Am vorbit despre detaliul ăsta, nu? Nu se face o planificare. Dom'le, ce o să fie cu mine la 60 de ani? Dacă nu vom mai avea, sistemul de pensii nu va mai funcționa. Și după cât se dezbate la televizor și unde vedem că duc, adică ce pași avem, mergem în direcția asta. Ce se va întâmpla dacă nu voi avea pensie? Și nu sunt sănătos. Că banii s-au dus, i-am luat, i-am folosit. Acum, să zicem, n-am nevoie de pensie pentru că sunt sănătos. Și mă descurc din punct de vedere fizic. Vă dați seama că nu există cultura asta a programării. Când ajungem acolo, om vedea ce-o fi. Eu sunt prieten de-a mii care îmi spun, zice, tu vrei să trăiești 150 de ani. Și eu am zis, eu nu vreau să trăiesc 150 de ani. Cât mi-e dat să trăiesc, dar să-i trăiesc sănătos. Adică să n-am nevoie. Vă dați seama cât timp pierzi, de exemplu, să zicem că te doare o măsea, nu pun mai mult, o te doare o măsea. Păi, în primul rând, disconfort mental, emoțional și fizic, lipsă de somn, pierd zile de muncă, plătesc cine știe câți bani, toate lucrurile astea se adună și până la urmă factura e foarte mare. Imaginați-vă ce se întâmplă dacă n-am avut grijă de sănătatea mea și zic, acum sunt tânăr, mănânc ce vreau, fac ce vreau, nu contează. Plătesc de la 40-45 ani încolo. Și cât e plata? Plec de la muncă, bani care cheltui, plătesc la medic, păi de ce vine voie? Nu pot să fac lucrul ăsta eșalonat. De ce e nevoie ca să fac eforturile astea extraordinare? Cel puțin, cred că asta ar trebui să fie educația, în primul rând, a
a părinților, pentru că cei în vârstă deja nu mai schimb. Părinții să-și educe copiii în viziunea asta, în perspectiva asta. Păi ar putea face acest lucru, doar că ei chiar trebuie să aplice aceste lucruri. Altfel copiii, de ce le-ar face? Așa că le spune părinții și totuși ei să nu le facă? Aici e tragedia. Eu nu pot să-i spun fetițele mele, fă așa, și pe mine mă vede făcând altfel. Exact. Ieri am avut o consultație și am avut un caz, o fetiță cu o, în punct de vedere mental, o, nu știu cum să o numesc, un retard mental. Și am zis așa, e nevoie să schimbe stilul de viață, în primul rând, mama. De ce? Pentru că fetița nu va putea să schimbe dacă mama nu schimbă. Cum să stai la masă, tu mănânci într-un fel, fetița ta mănâncă în altul. Ce-i spui? A, nu, eu am voie, tu nu. De ce? Pentru că tu nu ai, că tu ești bolnav. Dă seama ce impact emoțional are asupra copilului. Dar când ea vede că toată lumea mănâncă la fel, nu mai e o problemă, e ceva normal, face parte din familie. Cum știți paradoxul pe care îl avem? Câți ani ai? 10 ani. A, tu nu poți să fumezi. Dar tu câți ani ai? 18. A, tu deja poți. Și copilul vede pe cel adult că el fumează și zice, păi dar eu de ce nu pot? Același lucru e și cu alimentația. Cu nutriția, aș vrea să-ți spun mai bine. Exact. Rămânea să ne dați temă pentru data viitoare, să facem ceva test pe noi înșine. Ce ar trebui să facem? Să știți că sunt foarte multe persoane care au reflux gastrointestinal. Ați auzit de treaba asta? Da? Da, corect. Ok. Acum, o chestiune foarte simplă. Dom'le, nu amesteca dulce cu sărat. Simplu. El a îndemânat tuturor? Întâi trebuie să lucrezi mental. Da, am înțeles. Întâi trebuie să lucrezi mental și apoi să... Ok. Ne așezăm la masă și decidem ce mâncăm. Dulce sau sărat? Fetița mea întreabă ce mâncăm? Și el zice, uite, eu vreau să mănânc dulce. Bine. Dar să știi că nu mai e nimic de mâncare până peste 5 ore. Pentru că între masă și masă sunt 5 ore. Și acum ce mănânc? Fructe. Cu, poți să aleagă, depinde ce fel de fructe, nu contează, cu pâine merge, cu iaurt merge, pentru că pâinea și iaurtul sunt fermentate. Și acum zice, nu mai vreau și, eu știu, vreau plăcintă ceva, cu mere, cu cine știe cu ce. Nici o problemă. Și le mănâncă pe alea. Nu se întâmplă nimic, nu are nicio, eu știu, reflux gastrofaringean. Nu are nimic. Fructele sunt dulciuri. Acum, cineva se așează la masă și mănâncă, eu știu, dați-mi dumneavoastră exemplu de o mâncare. Păi, depinde de dacă e dimineață, dacă e la amiază. De obicei, românul mănâncă două feluri. Ciorbă, felul 2. Ok. Cartofi cu ciorbă carne și felul 2. Și... ciorbă de fasole, care poate și aia are carne. Ok. Alt aspect. Nu se amestecă carne cu carbohidrați. Carne se mănâncă doar cu salată. Cu pâine merge pentru că e fermentat. Pentru că se creează fermentație. Acum, revin. Să zicem că mănâncă ciorbă cu felul 2. Carne. În care scoatem cartofi sau orez sau eu știu altceva, carbohidrat, quinoa sau cine știe ce, porumb sau mămăligă, că asta e tradițional. Așa. Mănâncă ciorbă cu carne și salată. Bun. Nu bea nimic dulce, nu bea alcool, pentru că e tot zahăr alcoolul, și nu mănâncă nici fructe. Să vedem, mai are reflux gastrocolic, gastrofaringean. Nici prăjituri sau alte lucruri? Nu.
face parte din felul 3. Și acum, își alege o masă, să zicem, eu știu, de seară, în care mănâncă dulce. Măcar că majoritatea nutriționiștilor nu recomandă dulce seara. Eu zic că nu e nicio problemă dacă mănâncă dulce seara. V-am spus înainte de emisiune că vom avea surprize în ceea ce privește modul de abordare diferit al problemei alimentare nutriționale. Vă aduceți aminte, da? Da. Ei, seara, e adevărat că dacă se mănâncă o supradoză de kilocalorii, adică de, eu știu, de indicele glicemic de zahăr, nu poți să dormi. Da, te duci la o plimbare și mănânci seara, să zicem, dulce, dar numai dulce. Nu poți să mănânci mult dulce, asta e tragedia. Că nu poți să mănânci. Ați încercat vreodată să mâncați miere? Nu am miere. Nu am miere. Cât reușiți? Cam greu. Trebuie să ai putere, o voință foarte puternică ca să faci doar asta. Faci teste pe tine. Așa. De ce? Nu, dar de ce nu se poate mânca doar miere? Sățoasă. Dulce. Pentru că există o chestiune științifică înăuntru în intestinul meu, și anume, ca să treacă din intestin în celulă, are nevoie de zahărul, are nevoie de sodiu. Nu există transport de glucoză fără sodiu. Asta e ceva, nu există. Acum, eu am o anumită rezervă de sodiu. Când se termină rezerva mea de sodiu, senzația pe care corpul mi-o trimite e de greață, de vomă. Da. Și atunci, nu poți să mănânci mult dulce. Nu se poate. Nu se poate. Deci e foarte simplă situația. Acum, ce facem ca să se poată mânca mult dulce? Îi punem sare. De exemplu, un suc, o băutură carbogazoasă, are în compoziția ei sare. Pe lângă faptul că are zahăr, ca să existe absorție, pentru că altfel nu poți să o bei, ai vomita. Și atunci, e foarte simplu să faci. Mănâncă zahăr, să vezi cât poți să mănânci. Încearcă. Dar numai zahăr. Acum, îți cere apă. De ce? Pentru că în apă există sodiu. Înțelegeți? Deci totul e biochimic. În momentul în care ajungi să înțelegi și să pui în practică din punct de vedere biochimic, îți dai seama că, de fapt, nici nu poți să fii gras. Nu poți. Sunt atât de multe persoane care asociază nutriționist cu cură de slăbire. Greșit. Adică, ce poate să facă nutriționistul? Să-mi dea o dietă ca să slăbesc. După părerea mea, e absurdă situația. Asta pentru că există o lipsă acută de cunoștință din punct de vedere biochimic. În momentul în care știi biochimic, asta nu e compatibil cu asta. Asta nu funcționează cu asta. Nu se creează supradoză de fermentație și nu poți, n-ai cum. Acum, dacă chiar nu faci nimic, niciun exercițiu și mănânci cât doi, te îngrași, că na, e imposibil, că se adună, e matematică. Corect. Dar dacă ai o dietă echilibrată, eu mănânc de două ori pe zi. Și n-am nevoie de mai mult. Și fac sport, dar fac sport serios, adică nu dorm. Și nu am nevoie, pentru că știu să le echilibrez. Știu cât știu, așa cum am spus la început, știu bucățica mea, nu știu prea mult. Învăț în fiecare zi și experimentez cu mine. Așa că v-am dat două trucuri. 1. Nu amestecați dulce cu sărat. Și 2. Carne doar cu salată și pâine. Înțeles. Până data viitoare, faceți proba să vedeți, funcționează. Senzația de balonare, senzația de, eu știu, de foc care vă vine așa, să vezi dacă nu dispare. Am înțeles. Dumneavoastră spuneți că nu știți multe în comparație cu ce ați vrea să mai știți, dar totuși destul de mulți oameni vin și apelează la dumneavoastră să
le dați tot felul de protocoale pe diferite boli care le au fiecare. Numai că... Vă repet. Depinde cu cine te compari. Așa este. Atunci când deschid cartea cărților, îmi dau seama că habar n-am. Așa este, și da. Și cu cât descoper mai mult, cu atât îmi dau seama că orizontul cunoașterii e un punct foarte mic. Acum, dacă mă compar, eu știu cu cine. Exact. Poate știu mai mult decât mama, sigur știu mai multe lucruri. Am înțeles. Asta nu e o, eu știu, o mândrie. Da. Mulțumim mult de tot pentru această seară. Deja s-a și epuizat timpul. Cred că este doar clasa 0, adică un pic de pregătire pentru ceva să vină și să intrăm la emisiunile viitoare mai adânc și pe falii, ca să putem înțelege în aprofunzime și fiecare pentru situația lui personală ce ar trebui să îmbunătățim și, bineînțeles, să trecem la următorul nivel. Vă mulțumesc mult de tot. Dragi spectatori, închidem aici. Mulțumesc pentru invitație și pentru răbdare. Da, a fost extraordinar. Se poate și revedea această emisiune și sper să vă putem fi de folos și în continuare. Mulțumim și la revedere, noapte bună!